Bună tuturor! Numele meu este Stoica Timea Georgiana și anul acesta am decis să candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Școlar al Elevilor. Dacă vă întrebați de ce am ales să candidez pentru această funcție, ei bine, am să vă răspund chiar acum. Îmi doresc foarte mult să mențin echilibrul dintre elevi și profesori. Ba chiar să-l îmbunătățesc. Am foarte multe idei ce se pot implementa în cadrul șagunei. Însă, înainte să vă povestesc despre planul meu de acțiune, doresc să vă spun câte ceva despre mine. Poate mulți dintre voi mă cunoașteți de la activitățile ce sunt realizate în șaguna. Poate mă știți drept fata de la clubul de dezbateri As Debate, ori de la clubul de literatură As Script, sau poate de la proiectul NASA, ori de la concursul de matematică STEAM, unde am participat anul trecut și am fost în echipa câștigătoare. Poate mă știți drept tipa nouă de la redacție, ori fata care întotdeauna are ceva de rezolvat la cancelarie. Poate mă recunoașteți de la Centrul de Excelență la Română, ori de la vreun voluntariat, deoarece fac parte din 3 cluburi de voluntariat, și anume Interact Brașov, Happy Camps și Voluntariat Brașov, unde sunt coordonatoare. Probabil vă gândiți acum, păi și cum va avea timp de noi? Cum va putea să ne reprezinte? Cum va fi vocea noastră dacă este atât de ocupată? Ei bine, fiți fără griji. Datorită acestor activități menționate anterior, am învățat foarte bine cum să-mi organizez timpul, să fiu punctuală și să îmi perfecționez abilitatea de a relaționa cu cei din jurul meu, astfel încât dacă cineva are vreo problemă, eu nu găsesc doar o soluție sau două, eu găsesc 3 soluții. Apropo de soluții și de probleme, știți ce cred eu? Problemele sunt doar soluții ce încă nu au fost descoperite. Și ca să nu ne lungim, haideți să vă spun și despre planul meu de acțiune. Încă de anul trecut, fiind șefă de clasă, am observat ruptura, dacă o pot numi astfel, dintre elevii de gimnaziu și elevii de liceu. Și acum mi-au rămas întipărite în minte întrebările șefei din clasa a 5-a, care dorea să le dea o veste bună colegilor săi, implicându-se în diferite activități, alături de clasele 9-12. Din păcate, din cauza diferenței de vârstă, aceștia erau întotdeauna respinși. Așa că m-am gândit, dacă tot nu se poate să integrăm în evenimentele noastre, atunci de ce nu organizăm și ceva pentru ei? De exemplu, o olimpiadă Kahoot, ce se va desfășura într-o zi a anului și la care pot participa clasele din gimnaziu și cele din liceu, formând echipe și distrându-se pe cinste. Această activitate este doar una dintre opțiuni. Se pot organiza foarte, foarte multe evenimente care să includă și pe cei din 5-8, dar, deoarece nu mai am foarte mult timp în care să vă spun despre ce aș mai implementa în șaguna, permiteți-mi să trec la a doua propunere pentru acest mandat. Am vorbit cu doamna profesoară Bogdăneanu și cu doamna profesoară Pandrea despre înființarea unui cerc de chimie, la care să se înscrie elevii interesați de această materie, optând pentru o pregătire gratuită. A treia activitate pe care aș dori să o implementez ar fi, fiind membru în Interact Club Brașov, afiliat Rotary Brașov, am discutat despre un posibil parteneriat, mai exact, o posibilă colaborare între membrii Rotary, ce sunt medici, oameni de afaceri, avocați, etc., și elevii din șaguna, ce constă în interacționarea acestora, nu cu un formular de orientare în carieră, ci cu poveștile ce stau în spatele joburilor acestor persoane din Brașov și nu numai, oferindu-ne posibilitatea de a ne transforma pasiunea într-o carieră de succes, care, sinceră să fiu, cred că este visul oricărui licean. O altă activitate pe care aș implementa-o ar fi să creez un formular care să fie trimis din 2 în 2 săptămâni șefilor de clasă și elevilor din șaguna, astfel încât, dacă există vreo problemă, să o poată împărtăși cu noi, membrii din Consiliu, în mod anonim, scriind doar clasa și ce nu este ok la acel moment. Un alt eveniment pe care aș dori să-l realizez împreună cu Consiliul și cei din șaguna ar fi un campionat de fotbal sau și basket,
la care să participe mai multe licee din Brașov, nu doar liceul Meșotă. Dacă tot am vorbit de formulare și de activități, haideți să nu uităm de un aspect la care fiecare licean cred că se gândește, și anume distracția. În această categorie, un prim eveniment l-a reprezenta Balul Bobocilor. Întrucât mi s-a scurs timpul, doresc să vă mai spun doar un lucru. Dacă doriți, ca și în cazul vostru, problemele să devină doar niște soluții ce încă nu au fost descoperite, votați-mi, aia președinte. Mulțumesc anticipat!